Peste 8.000 de răghineli serbează în aceste zile Paștele. Cifra reprezintă cei 25% din populația municipiului de confesiune reformată sau romano-catolică. Sărbătoarea vine cu o serie de obiceiuri, între care cel mai spectaculos este considerat stropitul. Acesta provine din Germania, iar la început stropitul se făcea cu apă. Ulterior a fost folosit parfumul. Apa este simbolul purificării încă din precreștinism și pentru faptul că apa provine din fântâni a apărut împodobitul cu ouă a fântânilor din sate. Printre alte obiceiuri de Paști, la catolici se numără dăruirea și ciocnitul ouălor. Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată cu primăvara. Retrezirea naturii la viață simbolizează noua viață pe care creștinii au câștigat-o prin crucificarea și învierea lui Isus. Pe de altă parte, sărbătoarea marcată pe 27 și 28 martie face ca angajații și elevii catolici și reformați să primească o zi liberă luni 28 martie, în a doua zi de Paște.